chestia cu justiția. Cu justiția. Значит, eu mai de multe ori am spus că justiția, mai ales judecătorii, trebuie legea cumva schimbată așa ca ei să poată fi pedepsiți. Dacă nu-i pedepsește om bun, el face și vrea. Auzim acolo, 10 pierderi la CEDO. Dar nu vedem chestiunea cu Petic. Chestiunea cu Petic. Noi cetățenii toți, majoritatea care gândesc, vedeau 100% că e înșenat chestia asta, dar voi nu vedeți. Așa cum sute de mii, înțelegi, strigau Plăcătniuc la Dubal, înțelegi, Plăcătniuc, hoț și acolo, voi toți nu vedeți. Значит, Monica Babuc, cum îi spune ei, el nu vedea. El nu înțelege, înțelegi, că iacă, deși proștii ăștia sute de mii strigă așa. El s-a dus și a zvârlit curcane peste asta ea. Asta e aportul lui Monica Babuc la cultura noastră, înțelegi, că a fost ministrul culturii. Cu asta a Stileus. Eu spun de Monica Babuc așa, dar restul tot așa ea. Diacul, tu și sur la cap, așa, cum, cu ce obraz tu vii la emisiune acolo și spui că da, ia că da, a fost el acolo, dar noi gata, facem din nou, iar noi pentru țară suntem, dar atunci și nu videi ce să faci, oameni buni. E o prostie mare, înțelegi, că noi mai răbdăm și le dăm voie. Clar că nu putem să, nu știu ce să facem acolo, să-i ucidem sau nu știu ce să facem, dar voi măcar aveți obraz și nu mai ieșiți și mai spuneți ceva, că voi ați făcut bine, că voi vreți bine, că voi ați să faceți bine. Care vine dacă 30 de ani nu ați făcut nimic, nici unul, nici așa la, nici așa la, nici așa la. Voronin, înțelegi, a dat voie să procurorii să-și facă casă și el nu mai spune că arăta din deget. Și când ați terminat cu licitația la juriști, la judecătoria sa, și atât, pe vremea lui, înțelegi, s-au ridicat toate nevoia asta, au devenit bogați și am mai greu. Значит, pirusește spune, выпустили джина, пустили джина в бутылку, значит, să-l scoți de acolo este foarte greu. Și amul rămâne pe spatele ăștia tineri, lui Radu Marian și se scoată ginul și ăla din sticlă și unii voi la sfârșit, înțelegi, acolo. Opoziție, încă o dată, și fel de opoziție, așa, значит, iar să vorbim despre Dodon. Dodon, eu mai spus odată, am mai vorbit despre mintea lui Dodon. Ca să vorbești despre mintea lui Dodon, înțelegi, este infinit, înțelegi. Omul ăsta este agramat, nu știu dacă cineva poate să mă contrazic, cineva, este absolut incompetent. Nu știu zău că dacă cineva poate să spui ceva și a făcut el bine, fiind ministrul economiei. Ce ai făcut ministrul economiei? Dacă tu Dodoane, spui că ei din bancă un miliard atunci când pandemia nu era, mai vorbit odată. E un miliard și noi avem bani, ia că luăm rezerva de stat. Care o leacă, ți-o dat o sfârlă, asta, guvernatorul băncii care zice, băi, nu se poate așa ceva. Значит, miliardul ăla ne-a dus de râpă și leul nostru a căzut de la 4 lei, un dolar, până la 20, până la 16 lei. Miliardul furat, dar tu încă un miliard trebuie să furi, că e să scade la 50 de lei, un dolar, înțelegi? Ia ca mintea lui, unde este? Mintea lui, când spune, el nu era nimic aici și spune că hotărăște iar cu Tauber și cu Regina Apostola, că se plătească câte 428 de lei la toți energie electrică. Și lui Silvi Caradu, care cu 430 de mii pe lună, și la guvernatorul băncii, și lui Dona asta, la toți se plătească 600 de milioane. Dintre astea 600 de milioane, dacă aș merge 200 de milioane la cei săraci care au nevoie. Dar este, domnule, este hoț, ai vrut să le furi, înțelegi, așa? Acum iese mulți din socialiști, este Burduja, iar cu fizionomică nu încape în televizor și spune că da, noi acum cu gazul trebuie să compensăm tot să compensăm. Значит, dar ce n-ai compensat tu? De ce n-ai făcut tu? Значит, când voi erați la guvernare, Marina Tauber
cu inițiativă a venit să dea câte 10.000 de lei la pensionar și salariu minim sau așa, la 10.000 de lei. Ei, băi, mai jos nu, nu nimic. De ce n-ați făcut? Inițiativă bună, băi, dar da, faceți, nu? Dar nu, nu faceți. Nu, nu se uită la buget, nu, nu se uită și, și avem noi. Și facem așa și putem, dar nu, nu populistul ăsta sau nu știu și, dar nici nu e populist, nu știu. Eu s-o cot că e crimă așa, fiecare dată când, când, când spun prostiile astea, apoi asta e altul. Bă, da, bătrâncea, am crezut așa, să-i aduc aminte pe toți, bătrâncea. Numai și o dat josul pe Maia Sandu și spune că gata, și țara nu mai este capturată. Țara nu e capturată, asta are și cum pe fascism acolo, pe Hitler îl lua, îl ucide, mai știu eu ce, și gata, fascism nu este. Ia că analogia asta, bătrâncea, ia să-și spune că gata, că înainte de asta, fiind când era și Maia Sandu acolo, își rupea camasa de pe dânsul, spunea despre hoțul Șor și Mariana Tauber, și asta ea. Odată când au vorbit normal omenești, așa cu adevăr, înțelegi, pe urmă, gata, nu e nică, o promovează pe ei ăștia, pe Șorii, promovează pe toți cei și democrați, înțelegi, la guvernare, asta, Jizdan, înțelegi, în Parlament, celălalt ministru Pânzar, ministru armate, înțelegi, acolo, Andronache acolo, înțelegi, Nichio Vărciuc acolo, toți acolo, toți și el nu vede că în țară nu este regulă. Instituțiile statului nu se supun, înțelegi, instituțiile statului, cum au fost așa, au rămas, înțelegi, au rămas capturat, dar ei, deja că ei toți sunt pufușor pe botișor și e clar că apără interesele lor, înțelegi, interesele lor. Asta ne... Pascaru la NTV, Pascaru Cumocanu la NTV. Eu nu m-am uitat mult că e pierdere de timp, așa fugitiv m-am uitat. Că doi ticăloși, înțelegi, acolo judică despre țară, despre... Unul spune că Pascaru spune că ei nu cooperează cu noi. Dar iar eu de-am mai spus o dată, cine ați votat legile și alea? Deși nu vreți ca anii să lucreze, înțelegi, normal acolo. Nu ați votat, înțelegi. Cine nu cooperează? Ei nu cooperează cu voi, ori voi nu cooperați cu dânsii, pentru adevăr, pentru binele statului. Dar Mocanu are problemele lui. Eu acum am spus mai înainte și spun acum, Mocanu pur și simplu este un bârfitor, înțelegi? Un bârfitor care nu se ocupă cu nica, cum iese, cum Maia Sandu-i la gura lui, nu mai înțelegi? Partidul anti-Maia. Antimaia. Acum i-aș da un sfat sau nu știu ce. Ai început până atunci, până la pădurea dumnească, da, ai fost brava, așa ai. Acum ai posibilitate să revii la pădurea dumnească. De domnul Mocanu să vedem că cu ajutorul tău, înțelegi, sub coșea de la Dubal, înțelegi, sau cel puțin e descoperit că el e așa la care a ucis, el care acolo, care tu ai vrut să faci lucrul ăsta. Deși tași acum. Și cu Stoianoglu. El îl apără pe Stoianoglu, dar zici că ia ca Igor Popa, s-a bătut joc de dâns, personal. Dar el e prieten cu Stoianoglu. Păi tu asta știi pe unul, dar câți alții, înțelegi, știu tot așa, înțelegi, cine îi apără Stoianoglu, înțelegi? Da, Stoianoglu este mai de treabă om, mai cinstit oleac, mai cumințel oleac, mai nu știu și... Dar nu a făcut nimic, nu face nimic și tu nu vezi luplătorul la drum. Numai faptul că... El așa și-a zis Stoianoglu, eu n-am făcut nimic. Da, n-ai făcut nimic. Doi ani de mandat, eu n-am făcut nimic. Și m-a arestat. Da, deși l-a arestat. Deci, numai faptul că Platon, la morare acolo, încă de mult a spus că da, eu am dat $1,000,000 lui Ureceanu. Deci, ca să și el deputat, și-a fost deputat. Faptul ăsta trebuie să, pe noi, pe toți, să îngrijim, să înțelegem și asta. Pe procuratură trebuie să-și ceară acolo dare de seamă sau cum. Să începe a cerceta, nășit, unde s-a dus milionul și ala de dolari. O parte s-a dus la partid acolo, odată iar o cumpărat pe voi să plătiți, o parte în buzunarul Ureceanu, poate, nu știu. Dar fapt că omul spune,
omul spune direct, uite, așa am dat, care omul spune că 2 milioane, așa, așa mai departe. Deci, acum, cum să venim noi TV8 când nu faci treabă? TV8, chiar în asta, cum îi spune, Natalia asta Morari, care da, au greșit ceva, face, mai știu și, dar e un mărânțuș, dar ea a descoperit și ea a făcut interviul ăsta cu Platon, unde el spune că asta ea, Plahotniuc, deși e durac, că noi trăim bine așa, înțeleg, mă, trebuie să mergem înainte așa, da? Cam asta iese, cam asta reiese. Și iar aici procuratura puteți să spui, ori altii el spune că zice, e prost iar ăsta Plahotniuc, că l-a incriminat miliardul și incriminat ceva mai mic așa și de pe viață. El spune lucrurile astea. Deci înseamnă că totuși TV8 a făcut bine, înțelegi, că au făcut interviurile astea, au ascultat și aici trebuie numai cât mai departe se ocupă alte organe, așa, așa. Nu putem noi amu pe TV8 să dăm că el așa și așa, mă adresez, îmi spun amu lui Aurașul, lui Bilescu și companiei lor, înțelegi, și mai alții, și Mocanu cu lui tot așa, critic tățelea, dar pe alte nu vede, înțelegi, el. Cine îl plătește acum, el mai spune odată că îl plătește cineva și nu știe cine, păi cine nu știe. De ăștia care fură, înțelegi, acolo au bani și ți-l dau și ți-i înțelegi acolo. Așa, ia că cam cu asta, cu Pascaru am spus și cu Mocanu. Așa, nu, eu am tare mult de spus, nu știu, dar Ulanov vine la